Peste 300 de jandarmi au fost prezenți la datorie în perioada 12-15 august anul curent în județul Telorman, astfel încât cetățenii să petreacă în siguranță minivacanța prilejuită de sărbătoarea adormirea Maicii Domnului. Principalul nostru obiectiv a fost asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor religioase, cultural-artistice și sportive care au avut loc la nivelul județului nostru în această perioadă, jandarmii mâneni au fost angrenați în diverse și multiple misiuni, efectivele dispozitivelor fiind concentrate în sprijinul cetățenilor pentru a le oferi siguranță și totodată pentru a preveni apariția eventualelor fapte antisociale care puteau altera buna desfășurare a activităților ce au avut loc în teritoriu. Pe timpul misiunilor executate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale din care 5 avertizmente și 11 amenzi în valoare de peste 7.000 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 61 din 1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, persoanele fiind sancționate pentru provocare și participare la scandal în locul publice. În perioada următoare, jandarmitelor moneni vor continua activitățile în misiunile pentru păstrarea ordinii și liniștii publice, precum și de combaterea infracționalității.